O nouă condamnare definitivă pentru Sandu Anghel, cunoscut ca Bercea Mondial. Curtea de apel Craiova l-a condamnat la 13 ani și 272 de zile de închisoare pentru tentativă de omor, faptă săvârșită în anul 2009 asupra fostului viceprimar al Slatinei, la vremea aceea Valeriu Matei. În același dosar a fost condamnat și fiul lui Bercea, Laurențiu Anghel, zis procurorul, care a primit 9 ani și 6 luni de închisoare cu executare. În momentul în care polițiștii i-au ridicat pe cei doi, familia Anghel a făcut spectacol ca de obicei. Șefule, ai bagajul, te rog eu frumos! Șefule, ai bagajul, te rog frumos, ai bagajul! Dă-i bagajul, șefule! Ia-și arma, da! Stai puțin! Măi, șefule, stai puțin! Ia-mă! În urma acestei sentințe, polițiștii i-au ridicat ieri pe Bercea Mondial și pe fiul său, procurorul, pentru a-i duce în arestul penitenciarului Drobeta Turnu Severin. Polițiștii din cadrul Serviciului Investigației Criminale, compartimentul urmăririi, colaborare cu Poliția Municipiului Drobeta Turnu Severin, au identificat astăzi doi bărbați de 53, respectiv 32 de ani, din Municipiul Drobeta Turnu Severin și din Drăgănești Olt, pe numele cărora erau emise două mandate de executare a pedepsei cu închisoarea de 13, respectiv 9 ani. Cei doi bărbați au fost condamnați de tribunalul Olt pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor. Totul s-a întâmplat pe 22 ianuarie 2009 pe strada Pitești din municipiul Slatina. Scandalul a început de la unele neînțelegeri cu privire la un teren pe care fostul viceprimar al Slatinei îl vânduse anterior unei persoane. Valeriu Matei se afla atunci cu un prieten al său, Adrian Văduva, când Bercea și fiul său i-au atacat. Matei a fost înjunghiat cu un cuțit în umăr, iar prietenul lui, Adrian Văduva, a fost lovit cu autoturismul și s-a ales cu piciorul rupt. Bercea Mondial și fiul său, care erau eliberați condiționat, se întorc astfel în închisoare.